Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Revista Presei. Iată-ne din nou împreună aici, la Capital TV, televiziune pe bune. Hai să vedem ce mai zic ziarele online astăzi. Uite, hai să intrăm pe cronicahunedoreană.ro, când n-am mai intrat de mult. Găsim aici un articol de sezon, ca să spun așa. Un articol care pe mine m-a amuzat foarte tare. Se numește Costel Avram Cameleonul cu cravată galbenă al politicii hunedorene. Am mai vorbit despre domnul Costel Avram zilele astea în Revista Presei și uite că trebuie să vorbim din nou, pentru că dacă apare în presa scrisă ceva despre domnia sa, trebuie să citim și noi, mai ales că e scris din punctul meu de vedere cât se poate de la obiect. Deci ce este cronicahunedoreana.ro? Zice așa: Costel Avram, cameleonul cu cravată la un moment dat galbenă al politicii hunedorene, nu este un secret pentru nimeni. Costel Avram a trecut rând pe rând de la PRM la PSD, apoi la PNL și iar la PSD. În ciuda schimbărilor politice, Avram s-a orientat. Da, păi s-a orientat omul, nu-i așa, că toți ne orientăm în viață, mai mult sau mai puțin. Culmea e că, eu știu, domnul Costel Avram chiar s-a orientat bine de fiecare dată, nu știu cum a reușit să-i facă pe oamenii ăia spre care s-a orientat să-i dea din nou mâna și pe urmă și alte lucruri. O publicație online titra la un moment dat, scrie Cronica Hunedoreană, Costel Avram a revenit în politică. Întrebare, dar ce? A plecat vreodată Costel Avram din politică? Cum adică a revenit? Că n-am înțeles. Mai nou, Costel Avram se dă mare PSD-ist de câțiva ani de zile. Elogiază, laudă PSD-ul, de zici că s-a născut cu statutul partidului în loc de buric, scrie Cronica Hunedoreană. Asta după ce a trecut prin vreo trei partide pe care le-a părăsit atunci când barca începea să se scufunde. Costel Avram este acum administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara și candidat la primăria municipiului Petroșani, din partea PSD. Ce îl recomandă pentru aceste funcții, ce îl recomandă pentru această funcție, cred că e vorba de funcția de administrator public, la care a fost singurul candidat, și asta e tipic PSD, doar susținătorii săi știu. În niciun caz nu îl recomandă nici vocea, nici talentul. Costel Avram este inginer de Universitatea Petroșani, cu specializarea Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție și vorbitor de limba franceză mediu, scrie Cronica Hunedoreană. Adică ceva de genul Caviorica Dăncilă cu limba engleză. Pe vremea când era vicepreședinte al Consiliului Județean, nu s-a remarcat cu nimic, scrie Cronica Hunedoreană. Iar când a fost directorul la PASERV Petroșani, în 2014, un raport al Curții de Conturi scotea în evidență faptul că firma a înregistrat în 2014 un profit de peste 800.000 de lei, 157,9%, dar cum? Practicând prețuri excesiv de mari la apă într-o zonă bântuită de sărăcie. Adică exact în aceeași zonă unde domnul Costel Avram candidează acum și vrea să fie primar, adică la Petroșani. Omul a fost director la PASERV. Curtea de Conturi a zis în 2014 că prețurile practicate pentru ea pe care vrea el să-i conducă acum erau mult prea mari. Foarte interesant. Raportul Curții de Conturi vorbea atunci, în 2014, și de instalații scumpe stricate înainte de a intra în funcțiune, de recepții fastoase făcute cu instalații improvizate din cârpeli, să pară ca noi. Era vorba despre recepțiile făcute cu mare fast la stația de tratare de la Jieț, scrie Cronica Hunedoreană, și la stația de epurare de la Dănuțoni. Au fost cumpărate instalațiile cele mai scumpe de pe piață, chiar și acolo unde nu era cazul, pentru că firma avea unele funcționale. De exemplu, pentru suflantele de aerare a fost aleasă varianta cea mai costisitoare ca preț, 600.000 de lei. Centrala de căldură necesară încălzirii molului și asigurării căldurii a fost racordată la data de 23 decembrie 2014, deși fusese inaugurată festiv cu două luni mai devreme, în 13 octombrie 2014. Păi da, se poartă, mă, ce știți voi.
Au avut loc avarii și la metan tank, după racordare, a dat la supraplin și s-a fisurat prelata metan tankului, din cauza că nu era legat la generatorul care funcționează pe metan. Toate acestea, sub strălucita conducerea actualului administrator public al Consiliului Județean Hunedoara, pe atunci șef la APASERV și după dorința domniei sale, cu speranță la fotoliul de primar al municipiului Petroșani. Costel Avram, actualul administrator public al județului, mai scrie Cronica Hunedoreană, și candidatul la primăria Petroșani, a fost cel pe care Mircea Moloț l-a făcut vicepreședinte la Consiliul Județean. Pe vremea aceea, Costel Avram declara în alt ziar din județ că a avut ce învăța de la Mircea Moloț, iar în 10 aprilie 2013, în alt ziar, că îl susține în totalitate pe Moloț. După care, ajuns la borcanul cu miere al PSD-ului, mai scrie Cronica Hunedoreană, Costel Avram spune despre același Mircea Moloț pe care acum câțiva ani îl pupa pe ceafă, că este un moșneguț care fuge de poștași și de mascați, neluând în considerare faptul că uneori uriașii nu se ridică la nivelul tocului unui moșneguț, spune Cronica Hunedoreană. Interesant articolul ăsta și de asta îl și citesc tot. Același Costel Avram dă zilele trecute, de anii trecuți, afară din antecamera de la Consiliul Județean, cu îmbrânceli, o jurnalistă cu origini din Moldova, cu care de fapt ar fi trebuit să empatizeze, că până la urmă Avram este moldovean jet-beget, născut în Miroslovești, județul Iași. Cu o jurnalistă, ci că stabilise la momentul ăla telefonic un interviu și ca să dragă busuiocul, câteva zile mai târziu își cere public scuze și oferă fetei un trandafir, nici măcar un buchet mai consistent. Probabil că era criză financiară. Sau, poate nu era ziua de salariu de la Consiliul Județean, când Costel Avram încasează un salariu baban din funcția de administrator public. Aproape vreo 19.000 de lei sau în jur de, plus dacă mai ești ceva cu proiecte europene, pe aici pe undeva. La un moment dat, pe pagina sa de Facebook, acum nu mai apare, Costel Avram avea o splendidă cravată galbenă în jurul gâtului și câteva baloane galbene și albastre în fundal. Probabil că fotografia aia o fi fost făcută pe vremea când Avram era mare liberal, la vreo manifestare liberală, cu colegi liberali. Poate e și cu moșneguțul de Moloț lângă el. O fi păstrat fotografia aia din nostalgie? Sau nu avea una mai bună la îndemână? Cine știe la momentul ăla? Pentru că, deja la momentul în care vorbim, Avram era membru și susținător PSD. Bun, ce mai scrie Cronica Hunedoreană? Ia să vedem. Scrie așa. Una peste alta se ridică întrebarea dacă șefii de partide sunt torbi, proști sau fără logică. Prodicionem amo, sed proditores odi, a spus Iulius Cezar. Cine nu știe ce înseamnă, să caute pe Google, mai scrie Cronica Hunedoreană, vă spune ce înseamnă. Înseamnă iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători. Cum poți să te dai o mulțime de ani de dreapta, după care să descoperi că stânga este cea care te reprezintă? Întreabă retoric Cronica Hunedoreană. Păi îți spun eu, ai constatat la un moment dat că dreapta a obosit, așa că ai trecut la stânga, nu? Ce credibilitate mai poți avea în fața oamenilor, mai ales că de-a lungul timpului există numeroase articole de presă cu declarații care de care mai pompoase și mai virulente? Ce garanții etice și morale prezinți? Probabil că timpul, dar mai ales electoratul, va răspunde acestor întrebări. Până una alta, îi dorim succes lui Avram în noua orientare, spune Cronica Hunedoreană politică, adică orientarea politică, care de fapt nu e chiar atât de nouă. Da, interesant acest articol. Ce să zicem? Nea Costele, nu putem comenta că ți-am luat apărarea. Dar, până la urmă, toată lumea știe că ce scrie acolo e adevărul gol-goluț. Adică despre ce vorbim. Văd că băieții ăștia au fost finuți, n-au mai zis și de scandalurile din Consiliul Județean și de înregistrările de la România Te Iubesc și de toate alea. Oricum, și noi îți dorim succes în campania asta electorală care urmează acolo la Petroșani. Da? Ce să zic? Succesul
sau succesuri și numai bine. Mergem la ziare.ro. Să vedem dacă avem vreun articol mai interesant. Avem așa. Zilele premierului Ludovic Orban sunt în fruntea guvernului, sunt numărate. Cel puțin așa lasă să se înțeleagă cei care nu-l mai vor pe acesta să mai fie șef peste Palatul Victoria. Orban mai are timp până vineri să stea liniștit, un rol important în acest sens îl au parlamentarii UDMR, 30 la număr, care nu au luat o hotărâre deocamdată. Important este și votul parlamentarilor pro-România, care spun că nu vor semna moțiunea, dar o vor vota. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Rămașcanu, a anunțat ieri că vineri va avea loc o nouă ședință a Comitetului Executiv Național, urmând să fie luată în discuție data votului în cazul moțiunii de cenzură și detalii legate de Congresul Formațiunii din 22 august, potrivit Capital. Noi ne dorim să votăm cât mai repede, pentru că în momentul ăsta, orice zi în plus cu guvernul Orban este pierdere pentru țară, atât sanitar vorbind, cât și economic. Deci sperăm ca vineri să se valideze un calendar care să fie în linie cu această dorință, a apreciat Rămașcanu. Bă, băieți, eu vă mai spun o dată, noi nu suntem proști și am mai explicat și ieri în revista Presei. Voi să zicem că introduceți moțiunea, de fapt, asta e. Să zicem că o și vota și să zicem că moțiunea trece. Deci, teoretic, pică guvernul. Numai că, așa cum spuneam și ieri, va fi atacată la CCR. Curtea va da termen undeva peste o lună, o lună și ceva. Așa că până la jumătatea lui octombrie, începutul noiembrie, cel mult, guvernul Orban încă mai poate sta în funcție, chiar dacă voilalți trântiți. Să zicem că trece moțiunea. În afară de asta, nu știu dacă puteți să schimbați guvernul înainte de alegerile parlamentare, dar mă rog, asta e altă poveste. Așa că toată chestia asta, din punctul meu de vedere și al multor altora, este o lovitură de imaginea voastră, de fapt nu a voastră, a lui Ciolacu personal, care vrea să vină și el cu ceva în fața partidului, cu o mare realizare, înainte de Congresul PSD. Bun, mai avem timp? Așa. Ia uite, ce interesant, băi, cât te mai auzi. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost internat într-un spital din Siberia cu simptome a ceea ce purtătoarea sa de cuvânt califică drept otrăvire, după ce avionul în care se afla acesta a aterizat de urgență, informează Reuters. Navalny, în vârstă de 44 de ani, este inconștient și internat la terapie intensivă, după ce a început să simtă rău în timpul zborului de întoarcere spre capitala rusă Moscova din orașul siberian Tomsk, a precizat purtătoarea sa de cuvânt. După ce avionul a aterizat la Omsk, Navalny a fost dus la spital cu suspiciunea de otrăvire, a adăugat ea pe rețelele Twitter și Telegram. Presupunem că Alexei, adică Navalny, a fost otrăvit cu ceva ce a fost pus în ceaiul său. Aceasta este singura băutură pe care el a consumat-o în această dimineață, a subliniat purtătoarea de cuvânt. Așa. Ministrul de Finanțe Florin Câțu îi reamintește președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, faptul că în luna mai promitea că PSD nu va depune moțiunea de cenzură în perioada stării de alertă. Nu cred că e oportun să depunem o moțiune de cenzură pe perioada stării de alertă, Marcel Ciolacu declara în 17 mai 2020. PSD a depus însă moțiunea de cenzură în Parlament, asta deși guvernul a prelungit starea de alertă. Adică acest domn Câțu vrea să spună că Marcel Ciolacu nu are cuvânt, nu? Ia, apare și prima bombă a campaniei electorale, la știri pe surse. Biroul electoral al circumscripției electorale București a invalidat candidaturile Mișcării Patrioților Români pentru primăria capitalei, astfel că omul de afaceri Viorel Cataramă nu va putea candida. Cataramă a explicat că va ataca în instanță decizia și reclamă un abuz. Biroul electoral al circumscripției electorale București a luat o decizie ilegală, a invalidat candidaturile Mișcării Patrioților Români. Vom ataca această hotărâre în instanță.
Rog pe toți membrii și simpatizanții noștri să aibă încredere în justiție, arată Viorel Cataramă într-o postare pe Facebook. Ce mai avem aici? Ia uite, alte candidaturi respinse, să vedem și unde. La Botoșani, Biroul Electoral de Circumscripție Botoșani a respins candidaturile depuse de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor la funcțiile de consilier județean. Se precizează într-un comunicat de presă, anunță Ager Press. Membrii biroului au votat cu unanimitate de voturi respingerea listei de candidați a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor la Consiliul Județean ca urmare a faptului că aceasta nu conține candidați de ambele sexe. Aha. Decizia este motivată de faptul că legea 115/2015 prevede că listele de candidați pentru alegerea consiliilor locale și a consiliilor județene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepția acelora care conțin un singur candidat. Da, adică n-a spus și doamne, e nasoală. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Să încercăm să intrăm și pe site-uri locale. Doar cu ele am început. Vasilică Potecă, prefectul Hunedoarai, face un apel la cei care s-au vindecat de COVID, probabil pentru donarea de plasmă. Și din Mesagerul Hunedoren aflăm că candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a organizat o conferință de presă cerând retragerea contracandidatului social-democrat Laurențiu Nistor din cursa pentru șefia instituției județene. Asta după ce a spus David, liderul județean al social-democraților, adică Laurențiu Nistor, a afirmat într-o emisiune a unui Post TV, nu e Post TV, e o pagină de Facebook, care na, face emisii din astea online, că drumul spre Sarmisegetuza regia nu a fost reparat ca să-și rupă picioarele ministrul culturii și deputatul Heiuș. A avut loc un eveniment de o gravitate fără precedent, o declarație de presă a unui lider județean al PSD, care șochează prin modul în care a fost adresată, prin sinceritatea în care a fost exprimată și prin gravitatea consecințelor. Laurențiu Nistor a făcut o afirmație de o gravitate fără precedent care demonstrează încă o dată și dezvoltă atitudinea acestuia de jupân, de baron care taie și spânzură în județ, a spus Adrian David, spune Mesagerul Hunedorean. Nistor a afirmat cu subiect și predicat că în mod intenționat a cerut celor de la Consiliul Județean Hunedoara să nu repare un sector de drum județean pentru ca domnul Lucian Heiuș, deputat și președinte al PNL Hunedoara, și domnul Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, să cadă în aceste gropi de pe drumul județean 705A și să-și rupă gâtul. Cât de josnic și de nemernic să poți să fii să gândești așa ceva despre un om, fie el și adversarul tău politic. A mai spus Adrian David, scrie Mesagerul Hunedorean. Cred că am ajuns aproape de final, nu-i așa? Păi atunci, minutul ăsta, să-l folosim pentru a spune mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună. Sunt Adrian Simeon. Numai bine!